Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Mai fac încă un vlog, toate că am postat 3 zile la rând, astăzi este a treia zi care postez la rând. Am găsit câteva subiecte interesante, am avut și modificări și așa, alte chestii și am să fac acest vlog. Au început rațele leșese ouă. 4 rațe au început de leșese ouă, pentru că azi dimineața au luat 4 rațe. Ce este mai grav, aseară eu știam că toate rațele se bagă singure și n-au intrat toate și le-am băgat eu. Și 3 rațe s-au dus după cușca aici la capre. Băi, și nu le-am văzut. Și au rămas toată noaptea afară. Deci toată noaptea au fost afară. Și îmi pare rău, dar bine că n-au pățit nimica și n-au murit la îngheț. Ia uitați și iepuraica. Despre ce vreau eu să vorbesc? Ia uitați aici. Mai exact, din nou aici au ouat. Ia uitați. Aici au ouat, stați că nu... Uitați, am activat puțin blițul. Am pus ceva aici pentru a sta mai căldute, să nu înghețe sau ceva. Și vreau să vă spun ce trebuie să facem pentru a cădea rațele leșești cloști. Păi, în primul rând, trebuie să aibă căldură noaptea. Adică unde cad cloști, trebuie să aibă o căldură. La mine nu a avut și din păcate au murit bobocii nou. Și va trebui să aibă o căldură destul de bună. 2. Trebuie lăsate toate ouăle care le clocesc rațele leșești, trebuie lăsate în cuibar. Pentru că ele ouă maxim undeva la 20 de ouă și încep să clocească. Dacă le iei din cuibar, ele ouă în continuu și nu vor mai cădea cloși, vor cădea, dar rar. De exemplu, rațele românești cad foarte rar. Eu am de 4 ani rațe românești și nu au căzut niciodată cloști. Deci nu au căzut cloși niciodată. În schimb, rațele leșești au căzut și sunt tinere. Și acum am zis să las ouăle în cuibar pentru a cloci din nou. Asta va trebui să faceți voi pentru a cloci rațele leșești. Trebuie să le lăsați ouăle în cuibar acolo unde ouă ele. Nu trebuie să-i luați ouăle. Ia uitați și puicuțele... cele pitice. M-a întrebat cineva de ce țin găinile pitice cu cele de talie mare, adică cele mari. Unul la mână i-am și răspuns, nu știu dacă se vă uita la acest video, i-am răspuns unul la mână pentru că nu vreau să le țin separat și doi pentru că nu am alt spațiu unde să le țin. Din cauza aceasta. Dragi prieteni, nu mai lungesc video. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!